Bună ziua! Astăzi vă vom vorbi despre scriitorul care a zis că fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru. Este vorba despre cunoscutul scriitor Mihail Sadoveanu, care s-a născut la data de 5 noiembrie 1880, în Pașcani, județul Iași, România. A fost un romancier, novelist, ziarist, eseist, poet, traducător, activist, funcționar public, politician român, una dintre cele mai importante figuri a literaturii române din primii 50 de ani ai secolului 20. A fost fiul al lui Alexandru Sadoveanu, avocat de profesie și al Profirei Ursache, țăranca din satul Rezeș, moldovenesc Verseni. Părinții săi nu erau căsătoriți. Au avut împreună 4 copii: Mihail Dmitrei, Alexandru și Vasile. Paternitatea primelor doi a fost confirmată abia în anul 1891. Între anii 1892-1897 a urmat școala primară la Pașcani, unde l-a avut ca învățător pe Mihai Busuioc, pe cel care l-a transpus în povestirea Domnul Trandafir. A continuat gimnaziul Alecu Donici din Falticeni. Împreună cu un coleg, în timpul gimnaziului, a încercat, fără succes, elaborarea unei monografii a lui Ștefan cel Mare, din lipsă de informații. În anul 1897 însemnează debutul cu pseudonimul Mihai din Pașcani. La vârsta de 16 ani, în revista bucureșteană Dracu, cu schița Domnișoara M. din Falticeni. Între 1897 și anul 1900 și-a continuat pregătirea la Liceul Național din Iași și la Facultatea de Drept a Universității din București. Însă, cursurile au fost întrerupte la sfârșitul acelui an, întorcându-se la Falticeni. Începe să colaboreze la foaia Vița Nouă, Viața Nouă, alături de Gala Galaction, Nede, Cocea, Tudor Alghezi și așa mai departe, semnând cu numele său, dar și cu pseudonimul Mese Cobuz. În 1904, Sadoveanu se stabilește la București. Se căsătorește și va avea 11 copii. În același an, are loc debutul editorial cu 4 volume deodată: Povestiri, Dureri înăbușite, Crâșma lui Moș Precu, Șoimii. Fapt pentru care Nicolae Iorga numește această perioadă Anul Sadoveanu. Publică aproape 100 de volume, prin care Floarea ofilită, Apa morților, Neamul șoimăreștilor, Țara de dincolo de negură, Hanul ancuței, Împărăția apelor, Zodia cancerului sau Vremea ducai vodă, Baltagul, Creanga de aur, Locul unde nu s-a mai întâmplat nimic, Frații Jder, Nada florilor. Mihail Sadoveanu a fost numit de către Geo Bogza Ceahlaul literaturii române, iar de către George Călidescu, Ștefan cel Mare al literaturii române. Datorită operei monumentală, a carei măreție constă în densitate epică și grandioarea compozițională. În 1910 este numit director al Teatrului Național din Iași. Publică volumele Povestea de seară, Genoveva de Brabant și broșura Cum putem scăpa de nevoi și cum putem dobândi pământ și așa mai departe. Colaborează la revista Sămănătorul, dar se va simți mai apropiat spiritual de revista de la Iași Viața Românească. Editează în 1919 împreună cu George Topărceanu la Iași revista Însemnări Literare. În decembrie revista își anunță încetarea apariției. Viața Românească își pornește iar munca pentru cultură și folos. În editura revistei, Iesenie publică volumul de novele, Umbre și broșura În amintirea lui Creagă, iar la editura Luceafăru, volumul Privei Ghiurii. În
În 1928 apare povestirea Hanul Ancuții, aparținând perioadei de maturitate a scriitorului, fiind un volum de 9 povestiri, o îmbinare ideală a genului epic și liric. Din regret, la 19 octombrie 1961, scriitor Mihail Sadoveanu s-a stins din viață. În localitatea Vânători, Neamț, județul Neamț, România, la vârsta de 80 de ani. Este înmormântat la 21 octombrie, în cimitirul Belu, din București, alături de Mihai Eminescu. Mulțumim de vizionare! O zi frumoasă să aveți!